Pe baltă parte așa se urmează cu Coco și cu Bogdan, care are o tragere în direct. Ai răbdare, Bogdane? Bun, hai că te las o țără, că vă că-mi dădu într-una. Ai răbdare, care... Uite, acum dădui drumul la cameră. Numai bine, Bogdan are o tragere în direct. Sper să și finalizăm cu pește, să vă arătăm ceva. N-am mai fost la mar, am venit la stâlp pe aici. La locul știut. Uite, încă o dată i-a dat. Sper că să fie ceva ca lumea. La ce e Bogdan? La râmă. La râmă. Hai să vedem și un pește. Una s-a prindes cu o țigare. Așa se vine la pește. A, 1.000.000 de țigări. Altfel nu faci față. Bine, dacă fumați atâtea, riscați dinții lui Coco. Ai o să-i aveți cu siguranță. Bogdane, ce făcu? Îți fură vârful? La rămuță? Nu-și trebuia dat în el, ridicat. O țăcăni, nu o ridică în sus. Ai avut țăcăneala. Așa o ceap dăm, profesor. A, păi e în ea. Ui, op, nu pleca, mă, că se răzgândește, mă. Domn profesor, când trăgea așa, după ce ai așa, ce e în ea, când scotea hens. Armele cam lungi. Până mănâncă vârful ăla, nu se înțapă. Uitai să băgăm introducerea, Bogdane. Partea așa se-a pescuit pe Olt, cu Coco și cu Bogdan. Domn profesor e în concediu acum. Hai că revenim pe drill, că
Deocamdată e un început. Acum le așezarea și noi în baltă, deci nu vă grăbiți că nu venirăm de mult. Revenim. E primul caras. Hai, mersi, te las o țără să... Hai, ne auzim. Întrebi și mie frază. Este primul caras la Bogdan. Cu răbdare. Revenim, revenim. Primul caras. Frumos. Revenim. Ora 1 noaptea. Ce vreau să vă spun? Sunt aici la stâlp, față de Marcea. Băieți, dacă vreți să prindeți pește noaptea, veniți pe apă mică. Aici are în jur de 1,5 m, 2 maxim. Bogdan doarme, dar îi luai și lui un caras. Îi prinsă și lui un caras. El doarme, da? Uite. Vezi? Îl luai, îl băgai în găleată, nu umbră eu la restul, la jovelnicul lui și la... În fine, imediat ce îl scosei lui, văzui că o lăsase pe a mea. Luai și unul. Pe distanță, tată. Pe long cast, pe feeder e mort. Deci mai pe aproape e mort. Da? Ora 1 noapte. Deci nu văzui de la ora 8 până la 1, nicio trăsătură. Vedeți? Ce e important într-o partidă? Nu dormiți, pescuit intensiv. Cu ochii pe ele, da? Nu se știe niciodată când începe să mănânci. Momentul zilei. Da? Hai. Așa. Au ce și-a luat cocul. Ce credeți că e asta? O bolă. Da? Dimineață pe mămăligă, tată. Fix acolo după plaurul ăla, nu știu dacă se vede plaurul, în fine. E un plaur aici. Și cam asta e. Deci, momentul zilei și dacă vreți pește noaptea pe olt, căutați apă mică. Am fost la Slăvitești, apa acolo are în jur de 4 metri. E mort total noaptea. Nicio ciupitură. Aici, de când am venit eu, am vreo 4 ture de când am venit aici, am mai luat pește noapte. În rest, pe unde am mai fost, e mort. Unde e apa adâncă, nu mănâncă. Aici are 1,5 m, 2 maxim. Nu? Vreți pește noaptea? Veniți. Scăpați și de căldură și de orice. Rar. Da, trage, uitați, uite pe am trăsătură, mă nene, am la feeder. Am la feeder tot. Hai, revenim. Noaptea nu-i prea place, dimineața nu-i prea place, vrea pe caniculă, așa ceva. Și pe apă mică, pe caniculă și pe apă mică. Bine, pe distanță. Pe distanță. Azi dimineață scăpai unul la culisabilă, dracu știi că fumare. Nu-i văzui culoare. N-am prea dat la păvălt la culisabilă, sunt începători. Băi, mă băgă la funda, dă-mi lui, pe mămăligă. Uite acolo lângă plaur. Ciortan, cred că. E, după aia stăturăm mult. Mai luai unul mai înainte, da? Asta a venit cam târziu. Revenim. Ce pură să vină mai îmbrăcați. Mai des. Mai îmbrăcați și mai des. Da? Mai îmbrăcați și mai des. Colegul muncește la plaur, vedeți? Băieții care au zis că ancora e pentru scos găleata din fântână. Bă, fiți mă oameni serioși, bă, că nu facem noi când mergem la pește, scoatem găleți în apă, da? Vedeți ce se face aici? Muncă, nene! Nu scos găleți din fântână cu așa ceva. Hai, revenim. Când te lovește pe undițelul în cast, te lovește. Aici.
Jartanelo. Giono. Ai. Pe căldură am prea pus să stai, dracu. În noaptea doarme. În căldură îi place, bă. Gionuleț. Ai, revenim. Oricum, Bogdan e campion. Îl omorâi. Nu terminai bine de scos eu, că scoase și Bogdan, ia. Aici. Numai de-ăștia, băi, baftă, gelule, numai de-ăștia. Vezi? Te duci cu mintică, bă, băga mea și pula. Eu și cu mintică la de-aia la palmă, băi, să strângă undițele, vezi? E ora 12 aproape. Au ce să ia la ora 12, nu la ora 9 strângi undițele, pula mea. Bafta pulii. Vă te ajut? Ia minciogul că e lângă tine, lângă mâna ta, băi! Lea să mai dai drumul la fir. Ușor. Hai. Vezi, băi, mintică, nu se pleacă, bă, de la nou acasă, bulangiule. Revenim. Asta e sfârșit la de partidă. Locația o vedeți, da? V-a făcut noi loc, a muncit în pula mea, da, și voi o bere. Asta e doar la Bogdan. Oricum e campion. Așa, nu mai spun că scăpai crap, caras mare, în fine, o să scot și eu de acolo. Dar mai am de strâns pe aici. Revenim și cu captura mea. Asta e la Bogdan. Per total e super bine față de ce am luat noi altă dată, adică toată luna asta, da? E numai bucăți, 200-300 de grame bucate. La Bogdan, revenim. Așa, ăștia sunt la mine. Și am să un caras la jumătate de chei și un ciotan scăpat, mare. Ciotan spre un chei jumătate, cam așa. De dimineață la culisabilă, uite acolo, dacă vrei să dai la culisabilă, care veniți aici, pe cuburi de mămăligă, acolo s-ar putea să luați ciortan. Aici sau aici. Deci și lângă plaur, în orice caz. Ăștia sunt. Foarte mulțumit față de ce am luat. Caraj mici și foarte puțin. Da. Deci, nu știu, dacă vreți să mai faceți locuri, mai munciți și voi, ne-am muncit. Uite, uite ce am scos aici. Uite. Munciți și voi, faceți locuri că a venit peștele mare pe zona asta, da? Revenim. Vă pup pe Coco. Nu uitați să vă abonați și pe canal. File întinse.